Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață este Iosua, capitolul 14. Voi citi de la versetul 6 la 15, pentru ca istoria să poată să facă sens cu noi. Iosua 14, de la 6 la 15, am să citesc traducerea Fidela. Atunci copiii lui Iuda au venit la Iosua în Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul, i-a spus: Tu știi lucrul pe care l-a spus Domnul lui Moise, omului Dumnezeu, despre mine și despre tine în Kadesh Barnea. Eu eram de 40 de ani când m-a trimis Moise, servitorul Domnului din Kadesh Barnea, să spionez țara și am adus știrea așa cum era în inima mea. Totuși, frații mei care se suiseră cu mine au făcut să se topească inima poporului, dar eu l-am urmat pe Domnul, pe deplin, pe Domnul Dumnezeul meu. Și Moise a jurat în ziua aceea spunând: Negreșit, pământul pe care ți-a călcat piciorul va fi moștenirea ta și a copiilor tăi pentru totdeauna, pentru că l-ai urmat pe deplin pe Domnul Dumnezeul meu. Și acum iată, Domnul m-a păstrat viu, așa cum a spus, acești 45 de ani de când a spus Domnul cuvântul acesta către Moise, când umbla Israel prin pustiu, și acum, iată, astăzi sunt de 85 de ani. Sunt încă tot așa de tare astăzi ca și în ziua în care m-a trimis Moise, cum era tăria mea atunci. Așa este tăria mea acum, pentru război, de asemenea, pentru a ieși și pentru a intra. Și acum, dăm muntele acesta, despre care a vorbit Domnul în ziua aceea, fiindcă ai auzit în ziua aceea cum anachimi erau acolo și că cetățile erau mari și întărite. Dacă este așa, că Domnul este cu mine, atunci îi voi arunca așa cum a spus Domnul. Și Iosua l-a binecuvântat și a dat Hebronul ca moștenire lui Caleb, fiul lui Iefune. De aceea, Hebronul a ajuns moștenirea lui Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, până în ziua aceasta, pentru că a urmat pe deplin pe Domnul Dumnezeului Israel. Și numele Hebronului era mai înainte Kiriat Arba. Arba era un om mare printre anachimi și țara s-a odihnit de război. Amin. Textul nostru, frați și surori, doamnelor și domnilor, ne-l prezintă în mod detaliat pe Caleb, în timpul împărțirii țării Canaanului sub generalul Iosua. Ceea ce este interesant, și ascultătorii mei trebuie să noteze lucrul acesta, este faptul că acest bărbat, Caleb, este dintre neamuri. Nu este un evreu, cum popular se crede. În Canaan, din generația de război, de la 20 la 50 de ani, după 40 de ani, au rămas doar doi oameni, Iosua și Caleb. Caleb, și în textul pe care l-am citit, este Caleb chenizitul, fiul lui Kenaz, iar Kenaz este nepota lui Esau, este edomit. Deci Caleb nu este evreu, el este edomit, dar a devenit un prozelit evreu, deci s-a pocăit, cum se vorbește în mod popular, și a devenit un om atât de important în Israel, încât, căsătorindu-se în seminția lui Iuda și având abilitățile și militare și de business și morale și spirituale deosebite, a fost ales să fie liderul seminției lui Iuda în timpul cuceririi Canaanului și a împărțirii Canaanului.
Aceasta ne spune că în Canaan intră deopotrivă evrei și neamuri. Lucrul acesta îl va face și Domnul Iisus Hristos și ne va arăta aceasta atunci când, alegându-și apostolii, cei 12 apostoli, nu toți apostolii au fost evrei, cum din nou în mod popular se crede. 10 doar au fost evrei, 10 este numărul lui Israel și reprezintă israeliții care au intrat în biserică și biserica care va intra în Canaanul Ceresc. Dar 2 dintre cei 12 au fost dintre neamuri. Și Biblia este foarte limpede și foarte clară cine erau. Primul, care este cel mai ușor pentru dumneavoastră de înțeles, este Simon Cananitul. Mai zis, Simon Zelotul. Dacă e cananit, înseamnă că e din Canaan. Și din Canaan fiind, înseamnă că nu era evreu. Când la Domnul Iisus Hristos a venit o femeie cananită să-i ceară să se roage pentru fiica ei, cum i-a răspuns Domnul? Nu-i bine să iei pâine de la copii, să o dai cui? La căței. Deci cananiții sunt de spiță din Canaan, din Ham, poporul vrăjmaș al lui Dumnezeu, al poporului lui Dumnezeu, și Simon Cananitul se vede că și el este un prozelit evreu, dar de data aceasta convertit la mesajul Domnului Iisus Hristos și este așa de proeminent că Domnul Iisus Hristos îl alege după rugăciune printre apostolii săi. Simon Cananitul. Și al doilea, pentru că 2 este numărul bisericii, 2 sau 3, dacă se adună în numele meu, eu voi fi de față. Al doilea, apostol dintre neamuri, de nefericire pentru noi, este Iuda Iscarioteanu. Iuda Iscarioteanu. Lucrul acesta este evident, în special pentru cunoscătorii de limba ebraică. Așa cum vă spuneam în altă ocazie, cine cunoaște puțin limba ebraică, în limba ebraică termenul din, care spune din Canaan, din Israel, termenul din este în limba ebraică în două cuvinte diferite. Dacă spui, de exemplu, din Kiriat, dar Kiriat erau două orașe, era un Kiriat în Israel și un Kiriat în Idumea, în ținuturile Hebronului despre care am citit. Și acolo s-au așezat edomiții. Dacă spuneai Kiriat Edomit, atunci foloseai cuvântul ebraic Ish. Ish înseamnă din oraș similar, dar în afara lui Israel. Deci, Iuda Ish Kiriot, Iscariot, Iscarioteanul, este prozelit venit dintre edomiți, Iscariot, Kiriotul sau Kiriatul din Idumea, din Edom. Dacă este dintr-un oraș din Israel și spui Maria din Magdala, spui Miriam Min. Min înseamnă din interiorul lui Israel, din interiorul teritoriului lui Israel. Maria Min, Miriam Min Magdala, de unde s-a folosit apoi cuvântul Maria Magdalena, Min Magdala, sau împletit cuvintele cele două împreună. Înțelegem, deci, că în Caleb avem, deci, pe lângă un exemplu, așa cum vom vedea astăzi, și o profeție adâncă, prin care ni se spune că în Canaan vor intra și evrei și dintre neamuri prin biserică. Caleb este un om bătrân, acum are 85 de ani. Și la 85 de ani, îi cere lui Iosua să îi dea o moștenire foarte interesantă. Moștenire muntoasă,
apoi o moștenire care era infestată de progenituri demonice, de urieși, de anachimi. Anachimii erau o generație de oameni degenerați, jumătate demon, jumătate oameni, și aceștia au trebuit să fie nimiciți de către Israel, pentru că scopul lor satanic era acela de a împiedica întruparea Mântuitorului Iisus Hristos în Canaan, prin Israel, prin Iuda, prin David. Deci el cere munte, cere bătălie, război cu urieșii și face lucrul acesta când este bătrân. Întrebarea este aceasta. Ce munte stă ție în față? Pentru că trebuie să aplicăm la noi cuvântul Domnului. Cu ce urieși trebuie să te lupți tu? Și, ca și Caleb, ce inițiativă ai ca să poți să-ți împlinești scopul înainte de a încheia alergarea pe pământ? În dimineața aceasta vă invit să urmărim pe scurt un mesaj pe care l-am intitulat Bătrânul, Muntele și Urieșii. Bătrânul, Muntele și Urieșii. Ne vom uita la Caleb, la pilda lui, din trei perspective, așa cum apare ele foarte evidente în textul nostru. Caleb a obținut muntele, a cucerit muntele și s-a instalat în această zonă, a schimbat denumirea păgână a acestei zone, Kiriat Arba, și a pus numele Hebron. Și la Hebron este locul unde pentru prima dată David este uns ca împărat, este recunoscut ca împărat timp de 7 ani, și apoi de la Hebron s-a mutat la Ierusalim. Ce l-a făcut pe Caleb, pe bătrânul acesta, să cucerească muntele, să cucerească urieșii și să-și implementeze planul, viziunea, când a spus, dăm muntele acesta? Și fiindcă, după cât ți-am explicat, Domnul este cu mine, am ales traducerea fidelă pentru că este mai clară. Aici spune, dacă este așa, adică fiindcă este așa cum ți-am povestit, asta vrea să spună, că Domnul este cu mine, atunci îl voi alunga. Cornilescu traduce puțin mai stângaci pasajul acesta, unde sugerează îndoială. Poate că Domnul este cu mine. Păi nu, n-a putut să spună Caleb, poate că Domnul este cu mine, din moment ce spune, până acum am apăstrat, am 85 de ani și sunt tot așa de tare. Înseamnă că Domnul era cu el. Și atunci Caleb spune, fiindcă este așa, că Domnul este cu mine, cum am povestit cu tine și cum ai văzut, dă muntele. Și eu mă ocup de urieși. Trei lucruri l-au ajutat pe Caleb să cucerească urieșii, să cucerească muntele și să-și implementeze viziunea. Primul este caracterul său. Caracterul său. Un caracter întreit. Prima, în caracterul lui Caleb se vede onestitate, cinste. Este onest, este cinstit. Versetul 14. Eu eram de 40 de ani când m-a trimis Moise, servitorul Domnului, din Cades Barnea să spionez țara. Și i-am adus știre așa cum era în inima mea. Este un om foarte onest, foarte cinstit. Spune Caleb, Iosua, noi suntem și prieteni. Am spionat împreună țara. Am luptat împreună, dar te respect ca lider, însă vreau să-ți spun următorul lucru. Și ca și tine și eu, când m-am întors din spionarea Canaanului, eu am venit și m-am prezentat în fața lui Moise și a bătrânilor lui Israel și a poporului ca un om onest. I-am spus lui Moise ce era în inima mea. Și aceasta este foarte important dacă vrei să birui și să nimicești vrăjmașii și să cucerești muntele, să nimicești urieșii cu care te confrunți. Trebuie să fii onest, trebuie să fii cinstit. Ce ai în inimă,
aceea să și vorbești. Nu vorbi să placă celui ce te aude sau celor ce te ascultă, ci vorbește adevărul. Dar adevărul în dragoste. Amin? Nu face casă bună cu mulțimea. 10 au spus altceva. Au putut să spun altceva. În inima mea era credincioșie către Dumnezeu că mergem și îi mâncăm pe toți urieșii. Asta este Caleb. Înțeleptul Solomon spune următorul lucru. Proverbe 16:23. Inima celui înțelept îi face gura chibzuită. Psalmul 112, versetele 7-8. Aflăm că cel cu inima curată nu se teme de vești rele și se duce prin credință. Se încrede în Domnul. Vreau să afirm acest lucru. Un om ipocrit, un om fățarnic, un fariseu, este un om fără inimă. Pentru că să-l privești pe om în față, să-i spui un lucru și să faci altceva și să gândești altceva, însemnează că ți-ai uitat inima undeva. Este om fără inimă. Cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Cei curați cu inima. Nu cei șmecheri. Cei curați cu inima. Caleb a cucerit muntele, a nimicit urieșii și a implementat viziunea, planul, pentru că avea caracter. Și parte din caracterul lui este onestitatea. Eu am venit și am spus lui Moise ce era în inima mea. N-am vrut să fac casă cu cei 10 care au muiat inima poporului. Al doilea lucru în caracterul lui, pe lângă onestitate, este caritatea lui și respectul. Când mă refer la caritate, mă refer la dragostea lui, la răbdarea lui. Uitați ce spune în versetul 8 din Iosua 14. Totuși, frații mei care se urcaseră cu mine au făcut ca să se topească inima poporului. Frații lui, ăia 10, au fost niște trădători. Au fost niște înșelători. Niște oameni care au pe conștiință 40 de ani de pribegie prin pustie. Niște oameni care au pe conștiință nimicirea unei generații de oameni, de la 20 la 50 de ani. Și Caleb putea să spună, știi, au fost și răzvrătiți aceia care ne-au făcut să ne plimbăm, să rătăcim prin pustiu 40 de ani. El nu folosește limbajul acesta. Pentru că el are o atitudine caritabilă, de dragoste. Este un om respectuos. Spune, totuși, frații mei care erau cu noi au muiat inima poporului. Este mare lucru. Este mare lucru. Să poți să vezi și în cel care te-a călcat în picioare, dar care încă este în casa Domnului, un frate al tău, o soră a ta. Și de ce? Pentru că dragostea acopere greșeli, dragostea acopere păcatul, dragostea nu acuză și dragostea rabdă. Caleb este omul acesta. El s-a uitat la cei care au vorbit cum au vorbit și au dus poporul unde l-au dus ca la niște oameni care totuși au cunoscut pe Dumnezeu. Și apoi este al treilea aspect în caracterul lui, este devoțiunea lui pentru Domnul. Tot versetul 8, partea finală din Iosua 14, dar eu l-am urmat pe deplin pe Domnul Dumnezeul meu. Adică Caleb vrea să spună, eu nu am abandonat cauza lui Israel. Canaanul era cauza noastră și eu am crezut în această cauză. Nu a încetat să lupte. Nu a încercat și n-a încetat să fie o pildă, adică n-a încetat să fie o pildă pentru celelalte generații ca să meargă înainte. Nu s-a lăsat descurajat de împrejurări. Gata, acum nu mai punem noi mâna pe Canaan niciodată.
Nu Caleb. Nu Caleb. Pentru că el este devotat Domnului. Dumnezeu a zis, intrăm în Canaan. Dumnezeu a zis, Canaanul este al nostru, este moștenirea noastră. Cum să nu punem mâna pe moștenire? Cum să nu intrăm în posesia ei? Eu n-am să renunț la gândul acesta, n-am să renunț la cuvântul lui Dumnezeu, am să rămân credincios lui Dumnezeu. Și caracterul acesta al lui Caleb este primul element în cucerirea muntelui, primul element în cucerirea urieșilor, primul element în implementarea viziunii. Dăm muntele acesta că vreau să îl cuceresc și să pun acolo numele lui Dumnezeu peste locul unde sunt urieșii care se bat în piept și spun pe noi ne poate nimici nimeni. Ei, Dumnezeu îi poate nimici. Și Dumnezeu poate să nimicească orice împotrivire a celui rău. Pentru că în cuvântul Domnului spune și noi putem face la fel. Când zice Apostolul Pavel, noi răsturnăm izvodirile, născocirile minții. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, pentru că prin ascultarea noastră, noi nimicim întăriturile celui rău. Nimicim întăriturile celui rău. Primul este caracterul. Al doilea este credința lui. Ca și caracterul și credința lui Caleb are trei dimensiuni speciale. Prima, el nu uită promisiunile Domnului. Versetul 9. Moise a jurat în ziua aceea spunând, negreșit, pământul pe care ți-a călcat piciorul va fi moștenirea ta și a copiilor tăi pentru totdeauna. Credința vede nevăzutul. Și credința își însoțește nevăzutul. În cazul de față, Caleb a spus, 45 de ani în urmă, eu am crezut pe Domnul, am crezut făgăduința Lui, promisiunea Lui și acum vreau să văd, să pipăi moștenirea mea, să pun mâna pe munte. Vreau să mă lupt eu cu urieșii aceia și în numele Domnului să îndepărtez această plagă, această infestare cu rău din Canaan. Pentru că aici, în Canaan, trebuie să se așeze gloria Domnului, gloria împărăției lui Dumnezeu, gloria prezenței lui Dumnezeu. Și aceștia n-au ce căuta aici. N-au ce căuta aici. De aceea, el nu uită promisiunile lui Dumnezeu. A spus Dumnezeu atunci și eu cred și astăzi. Și dați-mi voie să vă aduc aminte. În cuvântul Domnului, la 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 19 și 20, Apostolul Pavel spune, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt cum? Yes. Sunt da. Sunt amin. Se împlinesc. Crezi tu lucrul acesta? De aceea nu stai inactiv. Nu stai inactiv, pune mâna pe munte, ia uriașii aceia de a împotrivirii, ia-i de gât și nimicește-i în numele Domnului Iisus Hristos prin rugăciune, prin putere spirituală, nu prin armele firii pământești, ci prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea cuvântului. Nu uită făgăduințele Domnului. Doi, el crede cuvântul Domnului. Deci în procesul credinței lui, pe lângă faptul că nu uită promisiunile, el crede aceste promisiuni. Versetul 10 din Iosua 14. Și acum iată, Domnul m-a păstrat viu, așa cum a spus acești 45 de ani, când a spus Domnul cuvântul acesta către Moise. Deci, el crede cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a păstrat nu numai 45 de ani, Domnul ne-a păstrat și pe noi toată viața. Toată viața. Că dacă era după mine, dacă era după tine, putea să renunțe Domnul la noi. Însă n-a renunțat Domnul la noi. Ne-a păstrat îndurarea. Ne-a păstrat bunătatea, după cum spune cuvântul său. Așa că, frați și surori, domnilor și domnilor, vreau să vă spun o veste mare. A sosit timpul binecuvântărilor. Dacă Domnul ne-a păstrat până acum, a sosit timpul binecuvântărilor. A sosit timpul cuceririi muntelui, a sosit timpul nimicirii urieșilor, a sosit timpul ca Domnul să-și arate măreția.
Și al treilea aspect din credință este acesta, că acest om al lui Dumnezeu, acest om ca și tine și ca și mine, dintre neamuri, dar care crede în Domnul, aplică promisiunea Domnului. Versetul 12, partea 1. Și acum dăm muntele acesta despre care a vorbit Domnul în ziua aceea. Aplică ce crezi. Uită-te din nou la Psalmul 23, partea 1 a versetului 1. Domnul este păstorul meu. În momentul acela, David are nevoie de cineva care să-l călăuzească, de cineva care să-l conducă. De aceea spune, Domnul este păstorul meu. Dar pentru că el se încrede în Dumnezeu și spune, nu voi duce lipsă de nimic, când în momentul acela are nevoie de cineva care să-l conducă, Domnul este păstor. Dar dacă tu ai altă nevoie, nu uita, Domnul este vindecătorul tău, aplică. Domnul este izbăvitorul tău, aplică. Domnul este scutul tău, aplică. Domnul este tăria ta, Domnul este mângâierea ta, Domnul este puterea ta, Domnul este... viața noastră, Domnul este botezătorul nostru cu Duhul Sfânt, aplică, aplică, credința aplică, dă muntele acesta. Și poate că Iosua în private, în particular, a zis către Caleb, Caleb, acum amândoi suntem bătrâni, trecut 45 de ani de când ne-a vorbit Domnul. Nu te gândești că muntele ăsta e mare, e împădurit, urieșii ăia, Anac, Anachimii, ăștia teribil, domnule. Și cred că Caleb a spus, auzi, dacă Domnul a spus că ne-i dă în mână, ce să-i tot măsurăm cât de mari sau de mici? Are Domnul grijă de măsura lor. Vorba aceea, când s-a dus David și a venit Goliat în fața lui. Probabil că cineva i-a fi zis, băi, David, uite-te la el cât e de mare, mă, nu te temi. Și eu cred că David a zis, nu, acesta e avantajul meu. Cum? Păi că e mare. Pentru că dacă ar fi mic și subțire ca mine, nu l-aș nimeri. Dar cât e de mare, este imposibil să nu-l nimeresc. Că uite că cât e de lat. Merge praștia exact unde trebuie. Caleb s-a încurajat în Domnul, a aplicat ce crede. Asta este credința care dă biruință. Și apoi, în final, al treilea lucru pe care îl vedem la Caleb, la acest bătrân care ia muntele, care ia urieșii, este mărturia lui despre Dumnezeu. Și în mărturia lui, Caleb spune trei lucruri despre Dumnezeu. Primul, Caleb recunoaște credincioșia lui Dumnezeu. Versetul 10, partea 1. Și acum, iată, Domnul Dumnezeu m-a păstrat viu, așa cum a spus toți aceștia 45 de ani. Vreau să vă întreb, a fost Domnul credincios cu tine, cu casa ta, până la ora aceasta? Poți să te rezemi pe această credincioșie a lui Dumnezeu că este la fel și astăzi? Aceasta trebuie mărturisit. Dacă stau încă în picioare, dacă am curajul să merg înainte, dacă am curajul să iau muntele și dacă am curajul să înfrunt urieșii, este pentru că Domnul e credincios. Domnul e credincios. Nu pentru că eu sunt tare, ci pentru că Domnul este credincios. Eu sunt slab, dar când sunt eu slab, este tare El. Și dați-mi voie să vă spun, când nu suntem noi slabi, când nu suntem noi slabi, înseamnă că El e tot timpul tare. El este tot timpul tare. Domnul a fost credincios, nu numai 45 de ani, cum am spus, toată viața a fost credincios. Și partea frumoasă este că Dumnezeu, chiar dacă noi l-am obosit cu păcatele noastre, cu necredincioșia noastră, Dumnezeu nu a renunțat la noi. Uitați-vă la acest cuvânt, puneți-l pe ecran, Isaia 43, 22 la 25. Isaia 43, cu 22 la 25. Este un cuvânt extraordinar să vorbească Domnul în felul acesta, dar uitați-vă de ce nu a obosit Domnul cu mine și nu a obosit cu tine. Și Domnul vorbește și acum vine și spune, și tu nu m-ai chemat, Iacobe,
că te-ai obosit de mine, Israele. S-a obosit, ne-am obosit cu Domnul. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuia să mi le aduci. Trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului. Și nu te-am obosit cu jertfele de tămâie. Și acum am văzut ce spune. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Dar auziți, dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Și versetul următor spune, eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu mai aduc aminte de păcatele tale. Glorie Domnului! Îți trebuie un cuvânt mai profund decât acesta? Un cuvânt mai mare decât acesta? Domnul este bun, credincioșia lui este fără pereche, fără asemănare și Caleb spune, dacă mă duc împotriva urieșilor, dacă iau muntele acesta în primire și îl transform și îl aduc în stăpânirea lui Dumnezeu, este pentru că eu pot să mărturisesc credincioșia lui Dumnezeu. Al doilea lucru în mărturisirea lui este bunătatea Domnului. Sunt încă tot așa de tare astăzi ca și în ziua în care m-a trimis Moise, spune în versetul 11. Tot așa de tare, la 85 de ani. Este mare lucru, nu? Să nu renunți să te rogi, să nu renunți să citești cuvântul Domnului, să nu renunți să vii la casa Domnului, să nu renunți la părtășia cu Domnul, să nu renunți la închinare. O țineți minte pe mama Irina. Avea 100 de ani, că a murit la 101 ani. Îi spuneam și eu și soția de multe ori, mamă, stai tu acasă, că nu te simți bine. Cum, eu? Să stau acasă? Pentru că nu-mi pot mișca mâinile sau mă doare capul sau tușesc. Nu, mă duc să mă închin Domnului. Acolo este răcoarea mea, în casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te bucuri de bunătatea lui Dumnezeu și să-i fii credincios lui Dumnezeu. Și apoi, al treilea aspect în mărturisirea lui și este ultimul aspect, versetul 12, este puterea Domnului. Dacă este așa, sau fiindcă este așa, că Domnul este cu mine, atunci îi voi alunga pe uriaș, așa cum a spus Domnul. Domnul se folosește nu de abilitatea noastră, pentru că noi nu avem abilitate de a birui, ci abilitatea de a birui este în Domnul. Și Domnul este cu noi, Domnul este în noi și Domnul este pentru noi. Ce trebuie mai mult decât atâta? Este Domnul în tine? Este Domnul cu tine? Este Domnul pentru tine? Urieșii pot să cadă. Muntele poate fi curățat, poate fi cucerit. Așa spune și David, Psalmul 18, 32 la 34. Dumnezeu este Cel ce mă încinge cu tărie și îmi face calea desăvârșită. El îmi face picioarele cale căprioarei și mă așează pe locurile mele înalte. Îmi deprinde mâinile la război și brațele mele ca să frângă un arc de oțel. Amen. Tot David spune, Psalmul 60, versetul 12. Cu Dumnezeul nostru vom face isprăvi mari și El va doborâ pe vrăjmașii noștri. Doamne, nimicește pe toți urieșii, Doamne. Orice necredință, orice împotrivire, orice neascultare, orice rebeliune, orice urieș de neamul acesta, nimicește Tu, Doamne. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, și cu aceasta pune în inima ta și în inima mea 1 Corinteni 15:57, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin iscusința noastră. Oh, n-am citit bine. Care ne dă biruința prin
Domnul Iisus Hristos, glorie Lui! Suntem biruitori datorită lui Iisus Hristos. Aceasta e mărturia noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește. Tăria noastră nu este a noastră, tăria noastră este El, este Dumnezeu, este puterea Lui nespus de mare, este Duhul Lui cel Sfânt, este Cuvântul Lui Dumnezeu la care să rămânem credincioși. Prin urmare, bătrân sau neputincios, sau tânăr și speriat, cu munți în față, cu urieși în față, cu voi prin suflet, aș vrea să te încurajez în dimineața aceasta, pune exemplul lui Caleb la inimă și spune-i Domnului: Doamne, dă-mi și mie muntele acesta, pentru că știu că ești cu mine și pentru că ești cu mine, muntele acesta îl voi cuceri în numele Tău și după ce îl cuceresc, ți-l dăruiesc ție. Ți-l dăruiesc ție, că vreau să fie al Tău. Casa mea vreau să fie casa Ta, Doamne. Viața mea vreau să fie a Ta, Doamne. Tot ce-mi dai vreau să fie al Tău, Doamne, pentru că vreau să Te onorez cu toate lucrurile cu care Tu m-ai binecuvântat. Și Domnul va primi acest gând de la Tine, această dăruire de la Tine, această încredere în El din partea Ta și ca și lui Caleb, Domnul îți va da muntele și îți vei aduce aminte de rugăciunea lui David: du-mă pe stânca pe care nu pot să ajung. Deci du-mă pe muntele, pe vârful acela în care eu nu pot să ajung de la mine. Este prea înalt pentru mine. Și când Domnul te duce pe stâncă, înseamnă că Domnul ți-a dat biruință și ți-a mai dat un lucru. Când te pune pe stâncă, ai o altă perspectivă în viață. Nu vezi ca de la baza muntelui, ci vezi ca vulturul de sus. Și când ai această perspectivă asupra problemelor care stau în față, ai perspectivă din partea lui Dumnezeu de sus. Și această perspectivă te încurajează, nu te descurajează, îți înalță sufletul spre Dumnezeu și împotriva vrăjmașului te ridici în numele Domnului cu biruință. Amin. Ne ridicăm în picioare și punem cuvântul Domnului în inimă și ne rugăm Domnului în concluzia acestui serviciu divin și spunem: Doamne, mi-ai dat și mie un munte. A ajuns un munte înaintea mea. Este un munte al depresiei, este un munte al necazului, este un munte al pierderilor, este un munte al împotrivirii. Sunt niște urieși, Doamne, care mă atacă mereu, urieșul de neîncredere, urieșul de a abandona lucrarea, urieșul de a sta numai și de a privi, urieșul de a critica tot timpul. Doamne, nimicește Tu duhurile celui rău și arată-ți puterea în viața mea, arată-ți puterea în casa mea, arată-ți puterea în Emanuel și dă-ne muntele acesta, Doamne, pentru că a sosit timpul binecuvântării. Amin? Ne rugăm.